E timpul sintezei la Televiziunea Centrală. În fiecare duminică venim în casele voastre cu cele mai importante evenimente din ultimele 7 zile. Pentru început să urmărim subiectele care au marcat această săptămână. În cine țintește Igor Dodon? De ce partidul politic Șor califică ridicarea imunității lui Ilan Șor drept o răfuială personală a șefului statului? Praf în ochi sau concurs mimat? Cum a ales legislativul candidații pentru funcția de magistrat la Curtea Constituțională? Vedeți la sinteză. Strigător la cer, încă un copil a decedat fiind devorat de un câine. Cum s-a produs nenorocirea? Aflați din subiect. Final neașteptat în cazul scandalului cu implicarea cunoscutului preot Ghenadie Valuța, care a legat un câine de mașină. Ce a decis procurorul? Vedeți în scurt timp. Am venit în Parlament ca să schimbăm viața oamenilor în bine, dar nu ca să ne ascundem după diferite privilegii. Este mesajul fracțiunii parlamentare a partidului politic Șor, care a depus la Secretariatul Legislativului proiectul de lege privind anularea imunității de deputat. Inițiativa legislativă a fost prezentată în cadrul unui briefing în care vicepreședintele formațiunii Marina Tauber, care și-a exprimat speranța că toți deputații, indiferent de apartenența politică, vor susține proiectul. Potrivit Marinei Tauber, deputații fracțiunii Partidului Șor consideră că legiuitorii nu au nevoie de privilegii mai deosebite decât ceilalți cetățeni ai țării și trebuie să răspundă în fața legii de rând cu toți ceilalți. Am elaborat acest proiect și ca răspuns la multiple speculații în adresa noastră. Acest proiect este o confirmare a faptului că deputaților Partidului Șor nu le este frică de anchetă, nu sunt cu nimic vinovați și nu au de ce se ascunde după imunitate. Am venit în Parlament ca să schimbăm viața oamenilor în bine, dar nu ca să ne ascundem după diferite privilegii. Sperăm că această poziție să fie susținută de absolut toți deputații din Parlament. Ideea inițiativei fracțiunii Partidului Politic Șor este simplă. Deputații, la fel ca toți ceilalți cetățeni, pot fi supuși oricărei proceduri juridice și de investigații dacă acestea sunt motivate. În opinia fracțiunii, anume acest proiect va arăta cetățenilor cât de interesați sunt deputații din Parlament să se ascundă după imunitatea parlamentară. Haideți să vedem cum vor reacționa la proiectul nostru reprezentanții altor fracțiuni. Acum, toți cetățenii țării vor avea ocazia să vadă care este în realitate atitudinea fiecărui deputat față de imunitatea parlamentară. Aleșii poporului din fracțiunea Partidului Politic Șor consideră că deputații au ajuns în Parlament să slujească poporul, dar nu să se comporte ca niște feudali. Deputatul trebuie să lucreze pentru alegători, pentru cetățeni, dar nu să se ascundă după imunitatea, după pașaportul diplomatic sau să fluture cu legitimația în fața polițiștilor. La urma urmei, deputatul este servitorul poporului, dar nu un feudal. Totodată, Marina Tauber a precizat că respectivul proiect de lege vine în ajutorul organelor de anchetă și a procurorilor. Acest proiect de lege va permite procuraturii și organelor de anchetă, fără multă zarvă și show-uri politice ieftine, să-și facă treabă, să prevină fără de legile și să-i pedepsească la necesitate pe cei care dețin mandatul de deputat. Deși au mai existat tentative de a anula imunitatea parlamentară, niciuna nu a fost finalizată. Deputații din fracțiunea Partidului Politic Șor susțin că anume acum este timpul oportun pentru a pune punct pe acest subiect. Tocmai de aceea își îndeamnă toți colegii să susțină inițiativa, astfel încât să treacă procedurile parlamentare în cel mai scurt timp. Exprimăm speranța că inițiativa privind anularea imunității parlamentare va fi nu doar înregistrată în Parlament, dar va trece și toate procedurile necesare în comisii, va fi inclusă în agenda și va fi adoptată în termeni rezonabili stabilite de lege. Noi, de asemenea, contăm că absolut toți deputații, indiferent de fracțiune și apartenență politică, se vor uni în jurul inițiativii noastre.
Deputații care vor să facă cunoștință cu inițiativa și să o semneze o pot face în biroul 605 din Parlament. Proiectul de lege și documentele aferente vor fi făcute publice în scurt timp. Vicepreședintele Partidului Politic Șor, Marina Tauber, l-a denunțat la poliție pe deputatul Sergiu Litvinenko. Asta după ce, potrivit Marinei Tauber, acesta a defaimat-o pe ea și formațiunea din care face parte într-o postare pe rețelele de socializare. Marina Tauber îi solicită lui Litvinenko să dezmintă afirmațiile defăimătoare și să-și ceară scuze public. Tot săptămâna aceasta, deputatul Partidului Șor a depus un denunț la poliție și pe deputatul blocului acum Lilian Carp, care la fel a folosit un limbaj murdar, a adus acuzații nefondate și a defăimat imaginea, spune Marina Tauber. Marina Tauber a reiterat că deputații trebuie să poartă răspundere pentru declarațiile și acuzațiile mincinoase și neprobate. Tocmai de aceea a depus o cerere prealabilă pe numele deputatului blocului acum, Sergiu Litvinenko. Mai mult, vicepreședintele Partidului Politic Șor spune că va depune plângeri ori de câte ori va fi nevoie, în privința tuturor celor care își permit un limbaj și un comportament denigrator. Eu am încercat să lupt cu aceste învinuiri și cu cuvintele și expresiile foarte neplăcute, cu calomnii, cu faptul că de mai multe ori și eu și colegii mei din fracțiune am fost înjosiți și am fost insultați. Ceea ce facem noi aici este exemplu și trebuie să fie un exemplu bun de urmat pentru cetățeni. Domnul Litvinenko, ca și domnul Carp, foarte bine cunosc că eu nu am luat și nu am furat nimic și am dovezi necesare în acest sens. De aia și am depus această plângere, pentru că nu este dosar penal pornit, nu este nicio cauză care poate să servească drept posibilitatea de a specula pe faptul că sunt vinovată, ori am furat ceva, ori am luat și nu am dat înapoi. Deci ei trebuie încă o dată să-și facă ordinea în coaliția lor. Deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, a declarat că nu își va cere scuze de la Marina Tauber. Nu comentez în general acțiunile unor voci ordinari. Mulțumesc. Da, nu veți cere scuze. Nu. Este o opinie exprimată conform. Anterior, Marina Tauber a depus o plângere și pe numele deputatului blocului acum, Lilian Carp, în care se sesizează de asemenea despre faptul că acesta ar fi calomniat-o și s-a adresat la ea cu un limbaj inadecvat. Amintim că la una din ședințele Parlamentului, în timpul unor discuții aprinse, deputatul Lilian Carp a numit-o cu cuvinte necenzurate pe Marina Tauber. Ulterior, președintele de onoare a Partidului Șor, Valeriy Climenco, i-a cerut lui Lilian Carp să-și ceară scuze publice de la Marina Tauber. Acesta însă a refuzat să facă acest lucru. Aflați în vacanță, deputații au revenit în Parlament pentru două zile ca să continue răfuiala cu oponenții politici. Cel puțin așa susține opoziția parlamentară. Astfel, majoritatea acum PSRM a votat pentru ridicarea imunității deputatului Partidului Politic Șor, Ilan Șor, la solicitarea procurorului general interimar. Ședința extraordinară a Parlamentului a culminat cu discutarea cererii procurorului general interimar Dumitru Robu de ridicarea imunității lui Ilan Șor. Deputatul fracțiunii Partidului Șor, Denis Ulanov, a menționat că demersul procurorului nu este justificat pe motiv că Ilan Șor nu se bucură de imunitate pentru faptele care ar fi fost comise pe când nu era deputat. Și deputatul democrat Vladimir Cebotar s-a interesat ce fapte stau la baza solicitării. Sunt acestea alte fapte noi decât cele care deja erau examinate în cadrul altor dosare penale? Sau acestea au fost fapte examinate deja în alte dosare penale, administrate în perioada când domnul Șor nu se bucura de imunitate și altfel nu ar mai fi sensul prezenței dumneavoastră astăzi aici? Pentru că pe celelalte fapte au fost înaintate învinuiri, în măsura în care o cunosc, sau dumnealui a fost atribuită anumită calitate pe dosarul penal și au fost exercitate toate acțiunile de care aveți nevoie. Iar colegul său de fracțiune, Ion Leucă, a îndemnat deputații din majoritatea parlamentară să nu vină cu acuzații nefondate la adresa lui Ilan Șor. Dar dacă ar fi Ilan Șor în sală și ar avea și el dreptul să vorbească la cei ce îi se cere lui să-i se ia imunitatea, cred că mulți n-ar fi eroi. Și din dreapta, și din stânga, poate și din centru, de ce nu?
De aceea, haideți să nu facem pe eroi, pe emotive, să facem circ în fața poporului care ne vede la televizor. La rândul său, deputatul fracțiunii PPDA, Alexandru Slusar, a declarat că Ilan Șor a fost doar o unealtă a autorităților din perioada devalizării sistemului bancar. În acțiunile guvernărilor de atunci este cauza principală de ce Ilan Șor, unealtă, încă o dată repet, unealtă, a devalizat imens sistemul bancar. Vicepreședintele partidului Șor, Marina Tauber, l-a întrebat pe Dumitru Robu cum se simte când primește indicații directe de la președintele Igor Dodon și ministrul afacerilor interne Andrei Năstase. Nu credeți că faptul că ei încearcă să vă influențeze deciziile este o imiecțiune directă și o presiune în activitatea procuraturii, dar și a dumneavoastră? Procurorul general interimar a dat asigurări că procuratura este un organ independent și apolitic. În discursul său și deputatul fracțiunii partidului Șor, Denis Ulanov, a declarat că imunitatea parlamentară a lui Ilan Șor a fost ridicată la cererea personală a președintelui Igor Dodon. Într-un final, după aproximativ 2 ore de dezbateri, demersul procurorului a fost aprobat de majoritatea deputaților. Comisia juridică numiri și imunități s-a convocat într-o ședință pentru a discuta solicitarea lui Dumitru Robu, iar peste puțin timp, președintele acestuia, Serghei Litvinenko, a anunțat că documentul a fost aprobat unanim și le-a propus deputaților să fie supus votului. La graba cu care s-a luat această decizie a reacționat deputatul democrat Andrian Candu. Pe viitor, dacă va mai veni procurorul general interimar sau procurorul general neinterimar, să nu vină doar cu o pagină sau cu o foaie atunci când se va vorbi despre imunitate, dar să vină așa cum spunea și domnul Deacov, cum se fac în țările occidentale, cu volume, cu descrieri și multe altele, la care noi, domnul Litvinenko, noi n-am avut acces la așa ceva. Fiindcă în 15-20 de minute ați decis așa, dar lucrul ăsta nu se face. Regulamentul Parlamentului de aia și este, care prevede 7 zile, 15 zile și altele. De aceea, ca să fie democrație, parlamentarism în această țară, trebuie să urmăm regulament și să urmăm legea. Demersul procurorului general interimar a fost în cele din urmă supus votului în plen. Deputații partidului Șor au părăsit în semn de protest sala de ședință înainte de procedură. Deși președintele Parlamentului Zinaida Greceanu i-a declarat că solicitarea a fost susținută de către majoritatea deputaților, multe fotolii din sală erau pustii. Practic mă uit în sală unanim cei prezenți. Mulțumesc, stimați colegi, vreau să vă anunț că ședința pentru ziua de astăzi este închisă. Ilan Șor a acces în Parlament pe lista partidului Șor după ce a ieșit învingător în circumscripția numărul 18 Orhei la alegerile parlamentare din 24 februarie. Retragerea imunității parlamentare a lui Ilan Șor este o răzbunare personală a președintelui Igor Dodon, pentru că acesta ar putea spune câți bani a dat pentru întreținerea Partidului Socialiștilor, dar și alte cadouri, a declarat deputatul Partidului Șor, Denis Ulanov. El a acuzat actuala guvernare de lașitate și a reiterat îndemnul din partea fracțiunii sale ca să fie modificată Constituția, astfel încât să fie anulată imunitatea parlamentară pentru toți deputații. Вы готовы провести тестовое голосование за анулирование иммунитета? Sunteți gata să votați în regim de testare anularea imunității? Noi am înregistrat acest proiect. Haideți să-l votăm. Vă este frică? Sunteți cuprinși de spaima unui animal. Degrabă o să vă mâncați unii pe alții ca păianjenii în borcan. Și nu este nimic de râs aici. Vă este frică să fiți următorii. Ceea ce se întâmplă este o răfuială personală a lui Igor Dodon. Ilan Șor are ce spune la acest subiect. Câți bani a dat personal lui Dodon pentru începutul carierei sale politice? Câți bani a dat pentru Partidul Socialiștilor și ce alte favoruri a obținut Dodon de la Șor? Acum el vrea să-l distrugă pe rivalul său politic. Repet, să distrugă rivalul său personal. De ce procuratura tace despre unele fapte de mult cunoscute? Despre creditele care au fost întoarse de soțul doamnei Greceanu? Oare chiar puține documente au fost publicate despre asta? Haideți să aflăm adevărul, domnule procuror. Există acest credit sau nu? Este implicat domnul Greceanu sau nu? De ce atâtea vorbe? Trebuie să ne lămuriți odată și pentru totdeauna. Domnule Slusar, există tone de acte, dar începeți cu Șor. Bravo, domnule procuror. Când o să veniți să cereți ridicarea imunității domnului Dodon, care a recunoscut că primea câte $1.000.000 lunar pentru susținerea proiectelor sale politice? Problema nu este în PSRM, ci în Dodon. Veți veni să cereți ridicarea acestei imunități?
Ceea ce se întâmplă în ultimele luni, ceea ce încearcă să facă majoritatea parlamentară, nu este altceva decât un circ politic pentru oamenii naivi care nu pot gândi. Doar asemenea show-uri ieftine pe care le organizați sunt o încercare de a sustrage atenția de la problemele reale, la care veți ajunge și pe care deja le înțelegeți că există. Dezamăgirea oamenilor va veni foarte repede și mult timp să mințiți poporul nu veți putea. У народа чувство разочарования наступит очень быстро. И долго обманывать народ вам не удастся. Socialiștii vor pact de neagresiune cu aliații lor. Asta este una din prevederile celui de-al doilea acord dintre PSRM și Blocul Acum, care ar putea fi semnat săptămâna viitoare. Detaliile despre noul document a oferit Igor Dodon, care spune că el va fi cel care va contrasemna noul acord. Potrivit lui Igor Dodon, acordul conține mai multe compartimente, cum ar fi politica internă și cea externă, activitatea parlamentară și alegerile locale din luna octombrie curent. De asemenea, șeful statului spune că acordul mai prevede că nu vor fi acceptați traseiști politici și crearea unor noi alianțe parlamentare. Iar între PSRM și Acum trebuie să existe un pact de neagresiune ce ține de comportamentul în alegerile locale din toamnă. Alegerile locale din 20 octombrie sunt un obiectiv foarte important. Și aici, între socialiști și Acum, trebuie să fie condiții foarte clare cum participă. Eu cred că suntem pe la ultima etapă de semnare acestui acord între două componente ale guvernării. Mă refer la PSRM și Blocul Acum. Cel mai probabil acest acord va fi contrasemnat și de președintele țării, ca suport pentru implementarea acestor reforme. Această foaie de parcurs și aceste priorități și aceste bune neînțelegeri trebuie să le avem în această majoritate parlamentară sau coaliție de guvernare. Asta trebuie să o punem pe hârtie și să o facem transparent, să cunoașteți și voi despre lucrurile acestea. Nu merge vorba despre partajări sau de altceva, nu despre aceasta, ci o să facem noi în interesul societății. Deputatul PAS, Mihai Popșoi, spune că acordul se negociază, iar pentru Blocul Acum nu contează cine își va pune semnătura pe el. Important este să fie un consens la nivelul partidelor în legătură cu conținutul acestui document. Există opțiuni să-l semneze toți deputații, există opțiuni să-l semneze doar șefii fracțiunilor. Cine semnează contează mai puțin, contează conținutul acordului și el să fie asumat și respectat de către toate părțile implicate. Acordul, în practic, a fost epuizat, cel care l-am semnat atunci, pentru că acele prevederi, pachetul cel anti-oligarhic care constituie baza primului acord, a fost în mare parte implementat. Anterior, deputați din Blocul Acum au declarat că acordul poate fi semnat doar după un amplu proces de reformare a justiției, demonopolizare, reforme economice și măsuri de protecție socială. Există și deputați de la Acum care sunt categoric împotriva continuării alianței cu socialiștii. De exemplu, Octavian Țicu a declarat că Blocul Acum și socialiștii au intrat într-un joc periculos în care au loc partajări de funcții. El a scris că alianța este nocivă pentru viitorul blocului Acum. Colegul său, deputatul Alexandru Slusar, susține că Țicu exagerează cu unele afirmații, dar fiecare are dreptul la opinie. Între Acum și PSRM există un acord temporar semnat la începutul lunii iunie, prin care s-au angajat să scoată de la putere democrații. Așadar, actuala putere încearcă să ne convingă că nu are nimic de ascuns și că nu există niciun act secret prin care vor fi distribuite funcțiile și sferele de influență. Totuși, realitatea este alta. Împărțirea fotoliilor se face strict între ai noștri și fiecare dintre părți este gata să închidă ochii la păcatele aliaților, doar vorba aceea, scopul scuză mijloacele. Nănășism și cumătrism peste tot, spun comentatorii și opoziția. Iată că și așa numitul concurs pentru judecători la Curtea Constituțională pare mai degrabă cu o parodie decât cu o veritabilă competiție. Parlamentul a ales candidații săi, iar acest lucru pare a fi unul democratic și transparent. Este vorba despre controversata magistrată Domnica Manole și fostul judecător la Curtea Constituțională Dumitru Pulbere. Doar că în ziua numirii, unul dintre concurenți a fost schimbat cu altul. În locul lui Pulbere a fost votat deputatul socialist Vladimir Țurcan. Cine sunt ceilalți patru magistrați de la Înalta Curte, vedeți în subiect. Sector 3, 19. Candidatura socialistului Vladimir Țurcan a fost propusă vineri dimineață, chiar dacă la ședința de joi a Parlamentului a fost propus Dumitru Pulbere. Deputații au motivat că retragerea lui Pulbere a fost din motiv că legea nu permite mai multe de două mandate în aceeași funcție. Candidatul la funcție de judecător la Curtea Constituțională Dumitru Pulbere a fost înlocuit la propunerea socialiștilor cu
candidatul Vladimir Țurcan, deputat din partea Partidului Socialist. Deja cât de obiectivi imparțiali și nepolitizați vor fi acești judecători, rămâne să vedem. Ulterior, socialistul Vlad Batrânce a prezentat în fața deputaților proiectul de hotărâre privind numirea judecătorilor la Curtea Constituțională, lucru ce a stârnit întrebări din partea opoziției. Domnul Țurcan Vladimir se numește în funcție de judecător al Curții Constituționale. Articolul 2. Doamna Domnica Manole se numește în funcție de judecător al Curții Constituționale. Dacă a fost verificată existența sau inexistența unei afilieri politice din punct de vedere a faptului dacă sunt membri de partid sau dacă au fost cumva susținători sau dacă au fost pe listele unui partid la alegeri, candidații care vin cu propunerea din partea Parlamentului vor fi independenți în luarea deciziilor. Deputatul Partidului Politic Șor, Denis Ulanov, s-a arătat nemulțumit de candidatura fostei judecătoare Domnica Manole, menționând că aceasta chiar și a luat un punctaj mai mic decât alte persoane la concursul anterior organizat de Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități. Punctajul care l-a acumulat ea, 36 de baluri. Cum explicați candidatura dumneaei în condiția în care alți candidați au acumulat câte minimum 56 de baluri și 64 de baluri? Domnul Bătrânce, vă rog să nu răspundeți. Să vă fie rușine față de colegii dumneavoastră de breaslă, care au participat la concursuri, care au depus eforturi și care au câștigat aceste concursuri, iar dumneavoastră ajungeți la Curtea Constituțională doar pentru faptul că sunteți afiliată unui partid politic și ați participat la proteste. Da, am candidat la alegerile parlamentare din 24 februarie pe lista blocului acum, dar ca orice cetățean al Republicii Moldova care are dreptul de a participa la alegerile parlamentare. Asta am făcut și eu. Se pare că nici unii deputați socialiști nu au fost de acord cu candidatura Domnicei Manole. Actualul deputat PSRM, Ion Ceban, care anterior a făcut parte din Partidul Comuniștilor și a protestat față de decizia Domnicei Manole de a închide un post de televiziune, acum a votat pentru candidatura ei. Noi suntem o formațiune foarte disciplinată, avem păreri diferite foarte des în fracțiune. Sunt chestiuni pe care le dezbatem câte 7 ore, câte 3 zile, câteodată, câte o săptămână. Dar dacă majoritatea a luat o decizie, atunci urmăm această decizie. Totodată, actualul deputat socialist Adela Răileanu, care a fost directorul televiziunii NIT atunci când judecătoarea Domnica Manole a decis închiderea acestui post TV, și-a dat votul pentru magistrată, iar mai târziu a criticat-o pe o rețea de socializare. Domnica Manole nu a meritat să devină membru al Curții Constituționale. Lacrimile ei de sub ușile instanțelor de judecată nu sunt în măsură să șteargă din memorie abuzurile pe care le-a comis când s-a aflat în postul de justițiară. Sunt multe de spus despre apucăturile democratice ale acestei persoane, inclusiv refuzul de a continua ședințele de judecată, pe motiv că în stradă lumea își manifestă dezacordul față de închiderea unei televiziuni. Mesajul postat de Răileanu a stârnit revolte din partea oamenilor, de exemplu, Sergiu Nazaria a scris că nu vă faceți griji din cauza unei asemenea chițibuși ca alegerea doamnei Manole, deoarece voi ați trădat incorpore așteptările electoratului când ați încheiat alianță cu acum, așa cum ați încheiat-o. După mai multe dezbateri, noi judecători la Curtea Constituțională aleși de Parlament, dar și cei desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii și de Guvern au depus jurământul în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, noua componență ACC este formată din 6 judecători, Eduarda Babei, Serghei Țurcan, Liubașova, Nicolae Roșca, Vladimir Țurcanu, dar și Domnica Manole. Curtea Constituțională este alcătuită din 6 judecători numiți pentru un mandat de 6 ani. 2 judecători sunt numiți de Parlament, 2 de guvern și 2 de Consiliul Superior al Magistraturii. Ion Ceban va fi candidatul socialiștilor la funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune. Sunt mai multe subiecte.
subiecte, mai multe probleme care... Șeful statului a declarat că decizia formală a fost luată, urmează să fie aprobată pe 30 august la ședința Consiliului Republican al Formațiunii. Potrivit lui Dodon, Ion Ceban este cel mai pregătit, deoarece în ultimii 4 ani a fost membru al Consiliului Municipal Chișinău și cunoaște toate problemele nu din auzite. De asemenea, Igor Dodon a mai afirmat că la alegerile locale bătaia pentru fotoliul de primar al capitalei se va da între Ion Ceban și candidatul din partea blocului acum. Tocmai de aceea, șeful statului insistă pe stabilirea de la începerea campaniei electorale a unei înțelegeri de neagresiune între candidatul PSRM și cel al blocului acum. Trebuie să semnăm un acord cum mergem în alegerile locale pentru ca să nu afecteze guvernul și majoritatea parlamentară. În raioane vom găsi limbă comună. Vor fi create majorități în raioane după alegeri, așa cum este majoritatea parlamentară. Cea mai mare problemă e în Chișinău. Aici va fi lupta de bază pentru cine va fi primarul capitalei. Președintele a spus că nu cunoaște cine va fi candidatul blocului acum pentru funcția de primar al capitalei, dar declară că cei doi candidați trebuie să ajungă din start la o înțelegere. Că au programe diferite, dar nu se ating de geopolitică și merg doar pe problemele chișinăuienilor. Igor Dodon mai spune că cel care va câștiga fotoliul de primar al Chișinăului trebuie să propună celeilalte echipe funcția de viceprimar. Trebuie să creăm o echipă comună, să rezolvăm problemele Chișinăului. Avem șansa să fie o conlucrare și la nivel de Consiliu Municipal care să susțină primarul. Până acum primarul era blocat de CMC. Am solicitat reacția deputatului blocului acum, Iuri Ereniță, care ne-a declarat că orice proces electoral e o confruntare de opinii și idei, iar diversitatea abordărilor și a propunerilor se înscrie perfect în spiritul democrației. Trebuie să mai recunosc încă un lucru. Mai puțin urmăresc ceea ce vorbește Dodon, deoarece după mine se implică în prea multe lucruri care nu țin de fișa lui de post. I-aș sugera lui Dodon să zilnic când vine la serviciu să ridice fișa de post, să vadă inclusiv și subiectele ce țin de activitatea Parlamentului, Guvernului, nu intră în atribuțiunile lui Dodon. Amintim că la alegerile anterioare, după 2 tururi de scrutin desfășurate la 20 mai și la 3 iunie 2018, obținând 52,57% din voturi și învingându-l pe Ion Ceban, care a obținut 47,43%, Andrei Năstase a câștigat alegerile anticipate pentru funcția de primar al Chișinăului. Cu toate acestea, rezultatele alegerilor de primar au fost anulate, iar funcția de primar interimar al capitalei i-a revenit lui Ruslan Codreanu. Despre recentele evoluții din viața politică, instalarea oamenilor puterii în funcțiile cheie din stat, procuratură și CNA. Despre ridicarea imunității parlamentare, dar și despre semnarea unui nou acord politic între PSRM și acum am discutat cu analistul politic Corneliu Ciurea. Domnul Ciurea, în primul rând, bună ziua! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre la această emisiune. Să începem cu urgența convocării ședinței Parlamentului. Dar înainte de asta, graba modificării legii procuraturii prin care PSRM și acum îi dau dreptul ca Igor Dodon să numească procurorul general interimar. S-a dorit un show sau o reală dezoligarhizare? Cum credeți? Ce este asta de fapt? Cu siguranță schimbarea legii procuraturii vorbește despre intenția actualei guvernări de a deține un control asupra organelor de forță, asupra organelor de justiție. Cu siguranță sistemul judecătoresc, sistemul procurorilor va fi controlat de oamenii aduși de către socialiști, Dodon, Năstase și poate Maia Sandu. Urmează doar să descifrăm această șaradă, să vedem cum funcționează algoritmul, cui revine procurorul general. Înțelegem că el va fi disputat între domnul, acum este interimar, pe urmă va fi un procuror plenipotențiar, deci cui îi va reveni procurorul general. Centrul Național Anticorupție, înțeleg că funcția este deținută de un fost consilier al domnului Dodon. Deci acest lucru urmează să-l deșifrăm. Cum se vor distribui aceste funcții între aceste trei componente, PAS, Platforma DAS și socialiști.
Așa cum a anunțat de mult Dodon, procurorul general interimar a cerut ridicarea imunității lui Ilan Șor. Mulți spun că este o răfuială personală a lui Dodon Cușor. Dintr-o parte, cum se văd lucrurile? A fost anticipată această solicitare de retragere a imunității de către o discuție care a avut loc între ministrul de interne Năstase, el fiind și liderul de partid Platforma Da, și procurorul interimar, astfel încât credem că a existat anumite presiuni politice pentru a fi retrasă această imunitate. În același timp am sesizat și poziția Partidului Democrat, care a spus că imunitatea parlamentară nu te poate apăra în condițiile actuale și în cazul în care se va cere retragerea imunității, Partidul Democrat, membrii Partidului Democrat vor vota pentru. Deci astăzi deputații, pentru a-și demonstra nevinovăția, preferă mai curând să renunțe la imunitatea parlamentară și a înfrunta acest sistem judecătoresc aparent curățat, dar în realitate controlat politic, al înfrunta cu garda deschisă. Dacă e să rămânim la imunitate, de ce nu se dorește votarea proiectului Partidului Șor privind anularea imunității deputaților? Cine și de ce se teme, cum credeți? Da, este clar că actuala guvernare este prinsă într-o contradicție. Pe de o parte, există intenția clară de răfoială politică cu adversarii, sub pretextul așa numitei dezoligarhizări, dar termenul nu trebuie să ne cumva ducă de nas. Este clar că în spatele dezoligarhizării există intenții clare de vendetă politică. În același timp, actuala guvernare aplică dublă standarde. Ea nu dorește ridicarea imunității nu dorește să renunțe la imunitatea parlamentară pentru proprii membri. Anterior, Șor a declarat că a finanțat socialiștii, că i-a oferit lui Dodon diferite favoruri generoase. Eventual și fostul premier Filat a recunoscut că a primit de la acest băiat simpatic, adică de la Șor, cadouri scumpe. Ce s-a întâmplat când acest băiat bun a devenit dușmanul politicienilor? Păi s-a întâmplat ceea ce am spus mai sus. Sigur că Șor astăzi deranjează, cu atât mai mult cu cât, din punct de vedere politic, a cunoscut o creștere vertiginoasă, a deține controlul anumite orașe, sate, a ajuns în Parlament și în aceste condiții, sigur că anumite partide politice, anumite forțe care sunt astăzi la guvernare, doresc anihilarea acestui proiect politic. Anihilarea în pofida faptului că acest proiect politic se bucură și de o susținere în anumite zone ale țării, o susținere reală populară. Sigur că față de domnul Șor există anumite pretenții, anumite rezerve, având în vedere rolul pe care l-a jucat în ceea ce se cheamă furtul miliardelor. Dar acest lucru trebuie să fie demonstrat în cadrul, după cum am și spus, în cadrul procesului. Și astăzi guvernanții dețin pâinea și cuțitul în mână și pot să continue acest proces. Nu este clar de ce se lovește în proiect politic. Bun, și răspunsul este foarte clar. Guvernanții vor să scape de opoziție și să rămână doar cu o opoziție de buzunar pe care s-o poate controla. Mulți analiști politici spun că blocul acum a fost creat de fapt ca să elibereze pe Filat, pe Platon, pe Victor și Viorel Țopa. Acum, așa cum evoluează lucrurile, se pare că e adevărat. Vor fi eliberați condamnații sub pretextul că ar fi victimele fostului regim? Da, eu cred că actuala guvernare va căuta modalități să le ușureze destinul, să înmoaie pedeapsa. Nu cred că va fi o eliberare așa, o eliberare imediată. Însă am văzut că în cazul lui Filat termenul de detenție a fost redus. Cred că de asemenea chichițe vor fi folosite și în cazul domnului Platon pentru ca ei
să-și ispășească doar o parte a pedepsei și nu toată prea. O achitare de plină nu cred că se poate produce, pentru că în cazul lor s-au fost deja demonstrate vinovăția și achitarea lor mi se pare imposibilă. Dar eliberarea lor cât mai grabnică probabil este unul din obiectivele acestei guvernări, care, după cum am spus, aplică standarde duble. Față de unii politicieni care au greșit, vor aplicarea maximă a pedepsei, față de alții, din contra, eliberarea lor. Este adevărat că și guvernările precedente au procedat cam la fel. De mai bine de 2 luni știm că avem o nouă putere, da? Se pare că mierea se năcrește, iar alții au început să se critique unii pe alții. De ce sunt supărați socialiștii? Nu, socialiștii nu sunt supărați. Ei consideră că acele prevederi care s-au conținut în precedentul acord semnat de către socialiști și blocul acum pentru crearea alianței. Deci agenda de lucru a fost epuizată. Pentru socialiști este convenabil această idee de semnare unui nou acord. Ei se simt foarte confortabil. Guvernează, dar nu își asumă toate gafele pe care le comite guvernarea și sunt multe. Nu sunt implicați în totalitate în actul guvernării, dar își iau tainul, cum s-ar zice, pentru că vedem că dețin din ce în ce mai multe funcții de control. Mai greu este pentru blocul acum să accepte un nou aranjament politic, deoarece se află la guvernul este al doamnei Maia Sandu, guvernul comite greșeli, lumea devine din ce în ce mai nemulțumită și continuarea acestui parteneriat politic poate conduce la decredibilizarea blocului acum, la șterbirea imaginei. Deci, din punctul meu de vedere, blocul acum ar trebui să renunțe la mâna întinsă de către socialiști și să ia în calcul ideea alegerilor anticipate. Dar cred că acest lucru va fi greu de realizat în momentul în care ai intrat în guvern, nu mai vrei să renunți la putere de bunăvoie și mai curând prognoza mea este că blocul acum va semna un acord de lungă durată cu socialiștii. Alianța PSRM acum este numită AIE4 pentru că folosește aceleași metode de răfuială. Îi dă afară pe oamenii lor, îi pune pe ai noștri. Noul acord politic are vreo anexă secretă de împărțire a funcțiilor și sferelor de influență? Din câte știm, după ce au fost eliminați persoanele importante din eșalonul 1 al administrației publice centrale, astăzi sunt dați afară oameni din eșalonul 2 și 3. Deci există un proces de purificare, zic guvernanții, al sistemului politic, dar această purificare, după cum am zis, este mai curând o răfuială, o înlocuire a oamenilor după principiul pleacă ai noștri, vin ai noștri, pleacă ai noștri. Deci, dar acești noi oameni veniți, care nu se deosebesc din punctul de calitativ foarte mult de cei care pleacă, sunt totuși fideli, devotați noi guvernări. Sau cel puțin imită reușit acest lucru. Se majorează taxele și impozitele, se scumpește lumina și se dă vina pe guvernul Filip că ar fi ținut totul artificial. Dar de unde democrații găseau bani să țină prețurile mici, că nimeni nu știa că ei vor pleca. Iar actuala guvernare nu găsește și ne bagă tot mai mult în datorii. Da, este un mister ceea ce se întâmplă. Este clar că actuala guvernare s-a ciocnit de anumite dificultăți economice. Și acum discuția este de unde au provin aceste dificultăți. Există o bănuială care deocamdată nu este confirmată de statistică, pentru că statistica nu este accesibilă. Deocamdată că aceste dificultăți provin din cauza scăderea capacității statului de colectare a impozitelor. Deci business-ul, oamenii de afaceri au intrat cumva în umbră, nu mai colaborează cu instituțiile fiscale așa cum colaborau anterior și de aici criza pe care o traversează actuala guvernare în colectarea impozitelor. Lipsa de lichidități la un moment dat va fi resimțită de către populație care poate să schimbe atitudinea față de actuala guvernare. Ea încă este pozitivă, există o anumită așteptare, dar închiderea proiectelor sociale, criza financiară,
poate să, în timp, să schimbe această atitudine. În această cauză, guvernarea trebuie să grăbească. În final, la ce să ne așteptăm? Încotro ne îndreptăm și unde vom ajunge? Mai ales că sunt deputații din blocul acum, care sunt categoric împotriva continuării alianței acum PSRM. Vedeți, cea mai mare problemă actuală guvernării este această asamblare neferească a două elemente foarte diferite, socialiștii proruși și blocul acum, care are pretenția de a fi și veleitățile de a fi pro-european. Eu cred că această asamblare neferească este și o mină cu efect întârziat care poate să arunce în aer această construcție, dar din punctul meu de vedere această construcție este cumva condamnată să își continue activitatea. Nu s-au ocupat premizele pentru ca această alianță să explodeze, dar continuarea activității acestei alianțe, perpetuarea ei în timp, creează noi probleme, creează noi conflicte. Noi vom fi martori acestor conflicte pe parcurs și treptat, cred, puterea, această alianță, imaginea ei se va eroda. Ceea ce este regretabil, totuși, nu e erodarea imaginei, ci faptul că actuala guvernare a preluat cele mai proaste modele de conduită de la celelalte guvernări. Din păcate, acest lucru la fel va continua. Domnul Ciurea, eu vă mulțumesc încă o dată. Federația Rusă cere extrădarea lui Vyacheslav Platon. Potrivit Interfax.ru, o instanță din Moscova a emis un mandat de arestare în absență pe numele omului de afaceri Vyacheslav Platon, care se află în detenție în Republica Moldova, în penitenciarul numărul 13. Magistrații ruși au dispus arestarea acestuia în cadrul dosarului ex-liderului PDM Vladimir Plahotniuc, privind retragerea din Rusia peste 37 de miliarde de ruble rusești. Potrivit sursei, termenul de arest este de 2 luni de la reținerea inculpatului sau extrădarea sa în Rusia. Amintim că anterior, judecătoria Tver din Moscova a emis un mandat de arestare din oficiu pe numele fostului președinte al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. În februarie curent, Ministerul Rus de Interne a anunțat că Vladimir Plahotniuc și Vyacheslav Platon sunt cercetați penal în Rusia. Cei doi ar fi organizat un grup criminal care ar fi retras ilegal peste 37 de miliarde de ruble din Rusia în anii 2013-2014. Conform ratei actuale, suma este echivalentă cu 565 de milioane de dolari. De asemenea, în 2017, Plahotniuc a fost arestat în absență de Tribunalul Basman din Moscova la cererea Departamentului Principal de Investigare al Federației Ruse, fiind pus pe lista internațională de urmărire. Între timp, Administrația Națională a Penitenciarelor a inițiat o anchetă de serviciu după ce angajații penitenciarului 13 au descoperit că Vyacheslav Platon, condamnat la 25 de ani de pușcărie, avea în celulă un telefon mobil cu o cartelă funcțională. Perchezițiile au avut loc după ce presa a scris că Vyacheslav Platon a participat prin Skype la o ședință de judecată de la Curtea de Apel de la Kiev, Ucraina. Astfel a fost depistat telefonul mobil și cartela de care se folosea condamnatul. Circumstanțele în care au pătruns obiectele în celula deținutului urmează să fie verificate. Un protest inedit a avut loc la Chișinău. Mai multe localuri din oraș și-au sistat activitatea pentru 30 de minute în semn de protest împotriva ridicării cotei TVA pentru sectorul Horeca. În intervalul de timp 10-10:30, mai multe localuri din Chișinău și-au sistat activitatea, astfel protestând împotriva dublării cotei TVA. Angajații sectorului Horeca se arată îngrijorați de faptul că această creștere a impozitului va duce la creșterea prețurilor și la micșorarea bacșișului, dar și a salariilor, sau se poate solda chiar și cu pierderea locului de muncă. Se vor scădea salariile, cred că. Și asta a fost foarte rău. Adică eu am început în acest domeniu, în această companie, am început de la cea mai mică funcție și am început să-mi creez un viitor aici, am ajuns la administrator și nu vreau să îmi par rău că acești ani care îmi stăruind să nu mai fie și să mă duc peste hotare. Da, este un factor principal, adică prețul depinde tare mult de preț.
patronul uneia dintre localuri spune că vrea să lucreze acasă, dar creșterea cotei TVA de la 10% la 20% ar însemna pentru el reducerea personalului și majorarea prețurilor la produse. Pentru alții, proprietarii de business mic și mijlociu, asta ar putea duce la faliment. Noi vrem viitor acasă. Vrem să lucrăm și să trăim acasă în Moldova. Asta ce dorim noi. Orice ridicare de prețuri duce la scădere de vânzări. Scădere de vânzări duce la mișorare salariului. Asta respectiv poate duce la falimentare. Frica noastră cea mai mare este că să nu se întoarcă acest sector într-o activitate tenebră pentru a putea supraviețui de facto. Frica noastră este că povara fiscală va fi atât de grea și nu o să ne mai permitem să menținem întreg personalul la servici, ceea ce ar presupune că unele persoane ar putea rămâne fără lucru. Pe una dintre rețelele de socializare, ministrul finanțelor, Natalia Gavriliță, a scris: dreptul de a protesta este esențial într-o democrație. Înțeleg nemulțumirea celor din sectorul Horeca care lucrează pe alb și care nu reușesc să concureze cu cei care ascund o parte din plăți. Voi face tot posibilul să creăm mai multă concurență loială și să-i aducem pe cei din economia tenebră la lumină. Noi lucrăm deja asupra unei serii de măsuri care să încurajeze lucrul pe alb, de la loterii cu bonuri fiscale la controle intensive, acolo unde au loc marile evaziuni fiscale. Mâine, în fața Parlamentului, va avea loc un protest împotriva majorării TVA-ului pentru sectorul Horeca. La data de 9 august, la guvern s-au votat mai multe modificări fiscale, printre care și dublarea taxei TVA pentru domeniul Horeca. Amintim că fostul guvern, în octombrie 2018, a micșorat cota TVA până la 10%, iar noua conducere a propus ca taxa să revină la valoarea de 20%. Dragoste cu năbădăi dintre acum și PSRM. Igor Dodon se arată nemulțumit de activitatea guvernului Sandu, care a majorat taxele și impozitele. La o întâlnire cu socialiștii, șeful statului a declarat că va interveni să discute subiectul atât cu membrii cabinetului de miniștri, cât și cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional. După un șir de critici dure ale consilierului prezidențial, iată că și președintele își arată nemulțumirea față de deciziile guvernului Sandu de a majora taxele și impozitele, dar și de a anula o serie de facilități. Ținând cont de multiplele obiecții din partea mediului de afaceri, am hotărât să avem discuții separate, mai detaliate cu guvernul și reprezentanța FMI, referitor la oportunitatea și efectele măsurilor propuse, în special celor de majorare a unor impozite, a scris Igor Dodon după o întrevedere cu deputații socialiști. Premierul Maia Sandu nu a venit cu o reacție la declarațiile președintelui, așa cum o face de obicei, iar serviciul de presă al Ministerului Finanțelor n-a declarat că va avea o poziție mai târziu. Eu o să revin ulterior cu un comentariu al conducei, nu. Ne lăsați o adresă de e-mail și o să vă remit un răspuns de curând la. Contactați de noi, reprezentanții FMI în Moldova ne-au declarat că deocamdată nu au primit nicio solicitare de la președinție. Totodată, FMI a precizat că actualul acord expiră la începutul lunii noiembrie și nu există nicio posibilitate de a purta noi negocieri în cadrul acestui program. Iar după expirarea acordului, tranșele de asistență financiară rămase nu vor mai fi blocate. Va trebui să se purceadă la negocierea unui nou acord deja în 2020, care este un proces de durată, se arată în declarația FMI pentru postul nostru de televiziune. Guvernul a majorat un șir de taxe și impozite convenite cu Fondul Monetar Internațional. Astfel, s-a majorat până la 20% cota TVA pentru proprietarii de hotele, restaurante și cafenele. Se prevede majorarea taxelor pentru poluarea mediului, anularea amnistiei fiscale, impozitarea tichetelor de masă și a câștigurilor de la loterii. Vor fi taxate și coletele poștale cu o valoare de peste 200 de euro. Inițiativa Ministerului Finanțelor a fost criticată dur de către sindicate, patronate și oamenii de afaceri, aceștia fiind nemulțumiți că nu au fost consultați înainte de a fi luată o decizie. Totodată, consilierul prezidențial Ion Chicu a acuzat FMI că impune condiții neadecvate realității din Moldova. Reprezentantul FMI, Volodimir Tulin, amenința că instituția va amâna oferirea împrumutului pentru Moldova dacă guvernul va renunța la noile măsuri fiscale.
Și parcă majorarea taxelor și impozitelor nu ar fi suficiente, un alt val de scumpiri lovește peste buzunarul oamenilor. La peste 2000 de tipuri de medicamente s-au majorat prețurile. Printre acestea sunt și pastilele de primă necesitate sau cele folosite cel mai des de către pacienți. Astfel că sănătatea va costa moldovenii mult peste puterile lor. Și asta nu este tot. Energia electrică s-a scumpit. Locuitorii din centru și sudul țării vor plăti cu 11 bani mai mult pentru un kilowatt-oră, iar cei de la nord cu 32 de bani mai mult. Medicamentele care s-au scumpit cel mai mult sunt cele destinate bolnavilor care suferă de hepatita C. Prețul acestora a fost majorat cu 12.000 de lei, totodată și prețul preparatelor pentru tratarea unor forme de cancer a crescut. Acestea au ajuns să coste cu peste 1.000 de lei mai mult. Și cele mai solicitate medicamente, precum analgezicele, antiviralele, antigripalele, calmantele și antibioticele, au suportat modificări de preț. Din acest motiv, atât vârstnicii cât și cei mai tineri sunt foarte deranjați de aceste schimbări și consideră că fiecare om de rând va suferi în urma acestor creșteri. Primul rând, seniorii sau vârstnicii o să fie afectați, fiindcă pensia lor este foarte mică și este aproape imposibil de a acoperi toate cheltuielile, în special pentru în scopuri medicale. Este o problemă foarte mare, stringentă a societății, care acest medicament îl folosește aproape toți oamenii în etate. Pensionarii noștri nu vor putea să le cumpere și, din nefericire, mortalitatea va crește. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a explicat creșterea prețurilor prin deprecierea leului față de dolar și euro. În prima jumătate a acestui an, prețurile la medicamente au scăzut cu 0,8%. Caz șocant în satul Mileștii Mici din raionul Ialoveni. O fetiță de numai 4 anișori a murit mușcată de câinele din propria ogradă. Cazul a ajuns în vizorul poliției, dar și a reprezentanților de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Deplasându-se la fața locului, poliția a constatat că în timpul producerii tragediei, micuța era împreună cu tatăl concubinului mamei sale și sora mai mare în vârstă de 7 ani. Vecinii din regiune ne-au spus că nu este pentru prima dată când câinele este agresiv, iar unii din vecini chiar au fost mușcați de el. Am de la măzirea mult așa chestiune, tare de jos. Dimineața ieșit la... Așa pe patru, vecini. Mi-ați ieșit la ora 10 și îndești la vizieră. Poate era deschisă, a spus că nu am pusit eu, că nici ăla. Mi-a scăzut cu care fu, cu bezerul în eu și a scăzut din fu și a văzut un rază. Mă pornim, pornesc din ultima atașă. Potrivit poliției din regiune, în curtea casei se aflau 2 câini, iar în timp ce minora împreună cu sora ei de 7 ani se jucau în curtea casei, unul dintre câini a rupt lanțul și a atacat victima. La fața locului imediat s-a deplasat grupul operativ din cadrul inspectoratului, medicul legist, ambulanța. Din păcate, ajuns la fața locului, s-a constatat decesul persoanei. Vizual avea leziune în regiunea capului, provocate specific mușcăturii de câini. Din spusele șefului inspectoratului de poliție Ialoveni, la fața locului au fost solicitați și reprezentanții IANSA pentru prelevarea mostrelor și urmează să se stabilească dacă câinii erau bolnavi. După incidentul dureros, câinele care a mușcat-o pe fetiță a fost omorât în pădure. Pe cazul dat a fost inițiat un proces penal în cadrul căruia urmează a fi stabilite toate circumstanțele. La fața locului s-a deplasat și psihologul inspectoratului de poliție Ialoveni pentru acordarea consilierii psihologice minorei de 7 ani. Preotul acuzat că ar fi maltratat un câine legându-l de mașină a fost iertat. Procuratura a clasat procesul penal din lipsă de infracțiune. Ghenadie Valuța a postat câteva documente care ar confirma acest lucru. Potrivit reprezentanților Mitropoliei Moldovei, preotul va fi restabilit în oficierea slujbelor bisericești. Procuratura raionului Anenii Noi a clasat procesul penal pentru că acțiunile preotului nu constituie infracțiune. Asta reiese din actele făcute publice de către Ghenadie Valuța. La baza deciziei a stat expertiza veterinară, care a constatat că animalul nu prezintă semne sau risc de viață și sănătate. Ideea că Ghenadie Valuța este cinic sau a avut o atârnare plină de cruzime față de animale este o absurditate pentru a-mi ataca imaginea bisericii, calitate de preot și imaginea de forță antisodomită sau activitățile antihomosexuale.
Reacția reprezentanților organizației LGBT în Moldova nu s-a lăsat așteptată. Eu tot mai mult mă convin că această obsesie a lui Valuța nu e de bine. Duce omul un război intern mare și greu, a scris activista Angelica Frolov. Totodată, preotul solicită scuze publice de la cei care l-au filmat și l-au acuzat de rele tratamente față de animale. Episcopul de Soroca Ioan a declarat că Ghenadie Valuța va putea să-și ia activitatea, el fiind înlăturat de la oficierea slujbelor după izbucnirea scandalului. El va fi repus în treaptă de slujire. Pentru că nu este un caz pentru care dânsul este suspendat pentru totdeauna de a săvârși cele sfinte. În luna iulie, pe rețelele de socializare a fost publicat un filmuleț în care un câine este legat de o mașină și târât pe drum. La volanul automobilului se afla preotul Ghenadie Valuța. Ulterior, el a fost acuzat de rele tratamente față de animale, iar unii deputați au solicitat procuraturii pedepsirea lui. Preotul a declarat că a încercat să scape de câinele care ar fi încercat să muște un copil. După scandal, Valuța a efectuat o expertiză care a constatat că animalul nu a fost maltratat. Valuța a fost suspendat de la oficierea serviciilor divine. Vă mai amintiți de marele finalist al tombolei de la Televiziunea Centrală și Orhei TV, norocosul care a câștigat o mașină în cadrul concursului Privește și câștigă? Echipa noastră de filmare a mers zilele acestea la el în vizită. Iurie Talpa ne-a spus că întreaga sa familie trăiește emoții de nedescris până în prezent, atunci când urcă mașină. Mai mult, grație acestui premiu, unele probleme din gospodărie s-au rezolvat. Iurie Talpa, împreună cu familia sa, se bucură din plin de noul automobil, la care țin foarte mult. Câștigătorii ne-au spus că datorită acestei comori, cum o numesc ei, viața lor a devenit altfel. Mai mult, deoarece au acum o mașină nouă, familia a vândut-o pe cea veche, iar cu acești bani fac reparații în casă. Am făcut multe drumuri și ne place, mașina are putere față de mașina precedent, că era mai puțin mai capacitatea cilindrică mai slabă. Între timp, mașina dată am vândut-o. Banii pe care i-am câștigat din vânzarea mașinii, vedeți că îi investim în reparația casei, lucruri prin ogradă, lucruri utile și comodități pentru o familie de profesori la sat. Este extraordinar. Este mașină nouă, nu se aude niciun sunet și primele mii de kilometri, că deja avem la bord câteva mii de kilometri, adică le-am parcurs foarte repede, foarte ușor. Câștigătorii ne-au mai spus că dacă nu ar fi avut norocul să câștige această mașină, ar fi trebuit să ia un credit ca să-și repare casa sau ar fi renunțat la reparație. Cu siguranță că reparația nu era să fie făcută anul acesta și poate nici anul viitor. Adică vă dați seama că salariul de profesor nu este atât de mare ca să-ți permiți așa lux. Sperăm că investiția asta să dureze ani buni pentru noi, pentru familia noastră, pentru copiii noștri. Chiar dacă a trecut ceva timp de când au adus mașina nou-nouță acasă, acele clipe emoționante vor rămâne în memorie toată viața. Emoțiile au trecut, dar adică ne simțim de fiecare dată foarte plăcut atunci când urcăm în mașină, cu dispoziție. Știți, am impresia că parcă tot timpul a fost a noastră, dar uneori chiar soțul mă întreba, mai pun filmarea din momentul respectiv și soțul mă întreabă, zici, ți-e dor să retrăiești momentele? Da, pentru că au fost niște momente care nu se discută, au fost ceva nemaipomenit. Acum parcă e parte din familia noastră. Pentru a participa la concurs, în perioada 11 februarie-11 aprilie, telespectatorii au privit Televiziunea Centrală și Orhei TV și au trimis prin SMS codurile apărute pe ecran pentru a câștiga premii bănești. În total, pentru cea de-a doua tombolă Privește și câștigă, au fost trimise peste 60.000 de SMS-uri, iar valoarea totală a premiilor a depășit 120.000 de lei. Premiul cel mare a fost oferit pe data de 1 iunie în cadrul unui concert care a avut loc pe teritoriul celui mai mare parc de distracție din țară, Orheland, unde câștigătorul mașinei a fost Iurie Talpă, din localitatea Ignăței, raionul Rezina. Amintim că, în cadrul primei ediții a concursului Privește și câștigă, premiul mare, un automobil, l-a câștigat locuitorul municipiului Orhei, Semion Porcescu. Iată așa a arătat săptămâna care trece în istorie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Eu sunt Iuliana Bivol și vă dau o întâlnire duminica viitoare. O seară frumoasă, la revedere!